Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre favoritul galei de duminică. Pentru a doua gală consecutivă, favoritul va fi același, adică Robert, care ajunge astfel la al șaptelea cec câștigat, ajungând totodată la același număr de cecuri câștigate ca și Ionuț. Acestea cred că sunt voturile date atunci când la TV se arătau cecurile câștigate la rând de Ionuț și în perioada aceea probabil multă lume l-a votat pe Robert, ba chiar nu m-aș mira dacă și cealaltă săptămână tot el va câștiga. De acum urmează voturile date după date l avut, iar el și Mihaela sunt într-o cunoaștere, deși aici cred că îmi scapă mie ceva. Eu credeam că atunci când doi tineri se sărută, sunt un cuplu deja, adică este ceva de la sine înțeles. Nu trebuie nicio cerere de iubită sau ceva de acest gen. Văd că în casa iubirii a devenit o tradiție cumva că dacă te săruți de mama focului, tot să spui că ești într-o cunoaștere, fata așteptând să fie cerută de iubită. Ba mai mult, ei doi au avut și un de noapte, adică au dormit împreună. Că s-a întâmplat ceva sau nu, nici nu mai contează, dar tot totuși, după o noapte petrecută împreună, mi se pare iurea să nu te declari într-un cuplu. Eu consider că ei deja sunt un cuplu, doar că rămân multe de demonstrat din partea lui Robert, că el chiar cu o consideră mai mult decât potrivită pentru el, după ce atâta timp a avut dubii. Mai ales că se pare că în casă el și Mihaela nu vor avea viața ușoară, ceilalți fiind în împotriva lor cu toate forțele. Cam atât momentan, până data viitoare, toate cele bune vă doresc.